dimineață. Te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Am revenit cu partea a doua a emisiunii Cafeaua de Dimineață, pe știri din Neamț, în direct și pe Mesagerul de Neamț. Cum spuneam, e bine să fim foarte atenți și la programele partidelor mai mici, pentru că întotdeauna cei de acolo muncesc mult, tocmai pentru a atrage atenția, pentru a intra în preferințele celor care votează. În continuare, pe parcursul emisiunii, vom discuta cu domnul Ciprian Enache, candidatul ALDE pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, un om care a început campania din timp, a făcut-o cu încăpățânare, a ținut la statutul său de candidat ALDE și a ales această cale de a candida la Piatra Neamț fără să intre în vreo alianță. De aceea merită, măcar din acest punct de vedere, merită atenția dumneavoastră. Bună dimineața, domnul Ciprian. Bună dimineața și mulțumesc frumos, domnul Bălănescu. Bună dimineața la cafea, ca să zic așa. Da. Haideți să spunem, cu ce gând la cafeaua de dimineață? Cu gânduri de pace, domnul Bălănescu. Liniștit. Iată, vine un sol de pace cu o năframă în râs de băți, nu? Aia zi, privind la dânsul, da. Așa, venind spre emisiune, mă gândeam la ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem în campanie electorală, forfotă mare, ieșim pe stradă, vorbim cu oamenii, le ascultăm păsurile, necazurile, lumea în general foarte supărată pe tot ce înseamnă clasă politică. E un mesaj foarte greu cu care trebuie să venim la electorat și pe bună dreptate. Din același motiv am intrat, după cum am spus, în această competiție electorală, în aceleași supărări, în aceleași frustrări și din același motiv pe care toată lumea îl spune, de 30 de ani de zile se întâmplă aceleași lucruri, adică nimic bun. Foarte multă lume spune, băi, lăsați-mă, toți sunteți la fel, furați de 30 de ani de zile. Zic, dom'le, acum 30 de ani aveam 10, maxim dacă furam niște gutui și niște mere dintr-un autodenunț, autodenunț. Da, 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 s-a prescris. În schimb, să știți că e clar, suntem în campanie electorală, trebuie să respectăm adversarii, să-și facă fiecare treaba cum știe mai bine. Totuși nu pot să înțeleg un lucru, domnul Bălănescu, suntem într-o situație destul de dificilă din punct de vedere al sănătății. Avem COVID și avem începerea școlilor. Dacă vreți un subiect fierbinte astăzi, ca multe altele, nu avem încă un program coerent în ceea ce privește începerea școlii. Nu știm dacă se vor duce sau dacă nu se vor duce, pentru că până la ora asta n-am văzut nimic negru pe alb, am auzit doar discuții de la o zi la alta, să spunem, cu modificări. O colegă de noastră, Sanda Asave, care este și consilier, pe lista noastră de consilieri, lucrează în învățământ și, fiind la partea de secretariat, trec toate documentele pe la dânsa și o întreb, evident, zilnic, ce se întâmplă, ce fac cu copiii? Încă nu suntem foarte siguri că a mai apărut azi noapte o modificare. Întrebarea mea este, dacă tot avem atâtea probleme care trebuie rezolvate, se pare corect turismul ăsta electoral? Văd zilnic venind ca la Sfintele Moaște, oameni demni de la București, practic aceiași oameni care, într-adevăr, de acum mulți ani în urmă vin și promit în fiecare campanie electorală, pe care nu-i mai vedem ulterior, știm cu toții treaba asta. Dar eu întreb, în momentul în care suntem atât de vitregiți de soartă din aceste puncte de vedere, oare nu cred ar fi bine să stea la birourile lor acolo să-și facă treaba pentru care electoratul i-a trimis acolo? Oare nu terminăm odată cu meteahna asta de a veni și a povesti, omule, eu vin de la București și dacă îl votați pe X sau pe Y, o să vă dăm bani, dar nu, de unde au atâta siguranță că guvernul va fi același și mâine? De unde au atâta siguranță că vor ajunge deputați în decembrie, aceiași oameni? Vedeți dumneavoastră cum mesajul este făcut doar ca să păcălească electoratul? Încă o dată spun, ca acum 4 ani și ca acum 8 ani, ca acum 12 ani. Din 4 în 4 ani. Da. Haideți să terminăm odată cu treburile astea, haideți să stăm de vorbă cu
cetățenii corect și onest și să încercăm, într-adevăr, să încercăm să, sau să începem să construim solid și pentru comunitatea noastră. E o părere, nu numai a mea, este o părere și a celor cu care stăm de vorbă zilnic și exact același lucru l-au spus. Băi, au venit acum, iar ce mai vor și ăștia? Iar vin să ne spună, iar vin să ne băgălească. Vedeam zilele trecute, ieri cred că, ceva parlamentar PNL care povestea, dar a povestit și înainte de înainte de a ajunge în fotoliul acela confortabil, chiar făcea niște afirmații foarte interesante și pentru care toată lumea sau multă lume l-a votat. Nu s-a mai întâmplat nimic din ceea ce a spus atunci. Ne referim, dacă vreți, la pensiile speciale pe care nu știu cum să le explic oamenilor pe stradă. Mă întâlnesc cu oameni care au, nu știu dacă se numește pensie sau ajutor social, chiar nu știu cum se numește, 700-800 de lei. Oamenii trebuie să trăiască o lună de zile cu banii ăștia, au o vârstă, au medicamente, au întreținere, au toate alea. Deci ei ce iau să le explic, în jumătate de an cât o pensie specială pe o lună. Eu cred că... Sau chiar pe un an întreg. Eu cred că chiar pe... Nu se poate, nu s-a făcut nimic. Și au promis, ei au promis, domnul Bănănescu, cu gurița lor. De asta am venit cu acest program electoral pe care vi l-am mai prezentat și în care nu am trecut, pentru că așa mi s-a părut corect și onest față de electorat, nu am trecut niciun fel de OZN aici. Nu am venit cu proiecte cum se vine de, încă o dată spun, de bani de zile încoace, în timpul campaniei, proiecte care dau bine pe sticlă și probabil, cum am mai spus, dau bine și studiile lor de fezabilitate ulterior. După care găsim tot felul de motive, că nu a fost finanțare. Păi eu când mă apuc de o treabă, nu o bugetez prima dată. Dom'le, ce vrei să fac? Dom'le, vreau să fac un drum de aici până la Moscova. Foarte bine, fă-l. Cu ce bani? Păi acă îl fac cu banii pe care i-am. Sau nu cu banii pe care poate o să iau. Stăm la mână, mă întreabă foarte multă lume ce... Păi, dar dacă tu o să ajungi primar, ce susținere ai acolo la București? Păi vedeți cum ne-am învățat să stăm numai cu mâna întinsă? Dar eu trebuie să dezvolt zona încât Bucureștiul să mă caute pe mine, nu eu pe ei. Este adevărat, avem nevoie de fonduri europene, dar nu sunt banii Bucureștiului. Da? Dacă ești bun și ai o echipă bună pe fonduri europene, nu ai cum să nu ai o absorpție la un grad ridicat. Nu înseamnă nimeni, nu spune nimeni că nu avem nevoie și de bani de la PNDL. Dar depinde cum îi luăm, depinde cu ce sacrificii și, sau cu ce... Și depinde și cum îi folosim. Ajungem și la... Bun, asta e transparența. Ce vorbeam? De transparență în punctul 2 al programului meu electoral. Și spun că programul acesta electoral a fost creionat. Asta nu înseamnă că nu poate suferi modificări, adăugiri. Putem lucra de aici cât vreți, dar am încercat să-l facem destul de scurt și la obiect. Am văzut programe electorale, mai era un pic și era cât un roman de al lui Ion Creangă. Facem aici, ne apucăm de scris încă o dată, spun, povești, legende, foarte bune, frumoase, bine așezate în pagină, culorile stridente, vii, sar în ochi. Dar concret, nimic. Aș întreba eu cei doi mari jucători, cum li se place să, cum le place să li se spună. Apropo de ceea ce promit din nou, dar ei sunt cei care au promis la fiecare ciclu electoral. Au promis și noi ne uităm să vedem dacă au făcut. Nu mai vorbim de tandemul PNL-PMP în care nu mai înțelega absolut nimic. Vorbeam aseară cu un distins domn din PNL și tot mi-a explicat cât este de rău PMP-ul. Dar mai zic, hotărâți-vă un pic că sunteți așa un fel de, o parte ați rămas, o parte v-ați întors, cu ăla te pup, cu ăla alt nu. Adică mesajul nu e coerent de la un capăt la altul. E noaptea minții, nu pot înțelege. Acum păturile astea se fac prin mască și e mai ușor. S-ar putea să asta de fapt să fie, da, asta să fie explicația. Adică vedeți, avem la vedere practic foarte multe exemple prin care mințim constant electoratul. De ce? Simplu, pentru că acele mari partide nu reușesc să-și facă reforma pe care și-o doresc de ani de zile. Și în spatele cortinei, tot timpul vor fi acei rebenciuci, dacă vreți, pentru că el era cunoscut ca fiind un sforar, nu știu ce mai fie acum,
da? Care de fapt trag sforile în spate și își fac interesele, punând o interfață care, spunem, să dea bine la sticlă, la public. Da, Ciprian Enache, vorbeai despre, hai să spunem așa, ca fiecare să-și facă treaba pentru care este plătit în perioada asta. Corect. Dacă ne uităm în jurul nostru, candidez la Piatra Neamț, da? Își fac treaba pentru care sunt plătiți în momentul acesta guvernanții locali. De ce spun asta? Ieri, noi facem difuzarea ziarului singuri și cei care au făcut difuzarea în județ mi-au spus, zice, vai, zice, acum zice, este o adevărată boierie pe la toate primăriile unde te duci și dacă găsești doi oameni, restul sunt pe teren. Oare ce fac oamenii ăia toți pe teren acum? Cel de la cartea, de la direct de la compartimentul agricol e probabil pe teren să vadă cum stăm cu calamitățile. Cel de la cadastru ies pe teren să vadă dacă s-a terminat de cadastrat comuna. Ce să facă domnul Bănescu? Fac campanie electorală, fiecare are target. Tu mi-aduci 5 voturi, tu mi-aduci 3 voturi, tu mi-aduci 10 voturi. Nu știu dacă le va ieși sau nu paciența, dar aveți perfectă dreptate și e un lucru care... Deci sunt primării practic blocate. De ce? Păi atunci, știți că spuneam la un moment dat că aș vrea să scăpăm de termenul de 30 de zile, acolo unde se poate, da? Pentru că sunt hârtii simple. Păi în cazul dat, cred că nici peste 60 nu putem obține adeverință. Știți ce înseamnă o adeverință? O simplă hârtie pe care pot să o obțin astăzi de la o primărie și de fapt o obțin peste 2 luni de zile? Înseamnă blocaj economic, blocaj financiar pentru mine, ca și întreprinzător privat, pe o perioadă foarte lungă. Dacă s-au dus 2 luni, ea că s-a dus aproape 10% din an. Haideți să spun, uite, nu dau din casă, ca să spun așa. Ieri mă sună cineva, un domn care e la pragul pensionării, și domnule, am nevoie de o hârtie de la o primărie din jurul municipiului Piatra Neamț. Și m-am dus acolo. Și secretarul mi-a zis, da, dar doamna primar trebuie să... Păi bun, și la doamna primar, trebuie să intrați cu o pilă. Zice, n-aveți cum să vă întâlniți cu ea în perioada asta. Și omul era efectiv blocat. Ce, cum adică să mă duc să intru cu pilă? Și dumneavoastră aveți vreo pilă la doamna primar? Da, dar dacă vreți, sunăm la primărie să întrebăm de ce trebuie o pilă ca să te vezi cu primarul. Adică noaptea minții. Permanent am spus că ușa primarului trebuie să fie deschisă 24 din 24, dacă pot spune așa. Dom'le, de asta venim în fața electoratului. Spune, dom'le, voi fi aproape de dumneata și de dumneata și de dumneata. Am ajuns acolo și s-a terminat discuția. Ori nu-ți dă voie bodyguard-ul, ori nu-ți dă voie secretara, ori nu-ți dă voie nu știu. Bodyguard-ul când este la serviciu. Da. Pentru că de multe ori mai este trimis acasă. Da. Deci sunt momente în care este trimis acasă. Da, dar nu acasă la el. La alte case, probabil. Da, în timpul programului. Știu foarte bine ce spuneți. E adevărat. Sunt... lucruri care se întâmplă, adică trebuie să dispară odată acest flagel. După ce că, cum spuneați, în campanie acum toți pleacă pe teren, că așa e modelul, nu, așa e ordinul, nu modelul, din păcate știți că care pleacă tot cei care muncesc, pentru că în fiecare birou e câte unul care muncește și câte 2-3 nepoți. Și pilele. Și câte 2-3 nepoți. Nepoți, nepoate. Ca să, da, vorbeam de nepotisme. Nepoate și așa mai departe. Putem duce mai departe discuția. Aia tot acolo stau liniștiți, pentru că nu au reușit să-și termine soliterul. Erau la nivelul următor. Sau știu eu ce jocuri mai... Am văzut, vă vine să credeți că am văzut funcționar din primăria Piatra Neamț, care a postat, care nu știu să joace solitar? Care posta... Este inacceptabil. Posta în timpul programului, între ora 8 și ora 4, arăta bine ce-i drept. Cum e la servici, cum e soare, chestii de genul ăsta. Băi, dar duci acolo ca să ce? Ca să-mi explici mie cât e de frumos și cum bate soarele pe neam. De promovare a orașului. Asta cred că s-a întâmplat, da. S-ar putea. Domnul Bănănescu, dumneavoastră vă permiteți în timpul programului să stați, să faceți, știu, nu, trebuie să faceți treaba, de încă o dată spun, de aici până aici ce am zis că fac, trebuie să fac bine, să fac corect, nu așa pe ocolite, pentru că timpul și așa e comprimat, toți ne plângem, băi, n-avem timp, dar când mai ai timp să faci alte activități,
Dacă nu, dacă tu mai faci tot felul de, să spunem, postări mai mult sau mai puțin valabile, mă refer pentru cetățean, pentru electorat. Văd că se discută foarte mult despre turism. Știți foarte bine că sunt un susținător al acestui proiect. Îl avem, cred că, cam toți pe ordinea de zi și este un lucru foarte bun, un lucru foarte corect. Numai că trebuie să ne gândim la o strategie de a atrage investitori. Cred că ne-am dus deja, unii dintre contracandidați s-au dus deja într-o discuție mult prea tehnică. Cât o să fie șufa de lungă, cu câte carabine ne agățăm de ea, stâlpii cum îi amplasăm. Hai să discutăm pragmatic. Domne, firma X sau Y care au făcut, sunt atâtea în țară, care au făcut investițiile astea, vin să investească și la noi. E treaba lor să o facă utilă, să o facă sigură. Și plecăm mai departe. Stăm pe un singur proiect, parcă prea mult. Discutăm de turism și o să spună probabil electoratul la un moment dat, bă, da, voi numai turist faceți în orașul ăsta? Nu, haideți că mai avem de lucrat. Adică cred că am început să batem prea mult monedă pe acest subiect. Un subiect bun, un subiect fierbinte, un subiect care, sau un punct pe ordinea de zi, care de mâine poate produce. Eu așa îl văd. Dar am trecut peste el, l-am discutat, îi dăm drumul la treabă. Hai să vedem care e următorul punct pe ordinea de zi. Vorbeam la un moment dat de o inventariere a patrimoniului, unde sunt multe dezastre. Este o centrală undeva în zona Dărmănești, din care o anumită parte a populației orașului care se ocupă cu fer vechi, din când în când se mai duc și mai au câte un geam, câte o ușă, dar de ce o lăsăm să ajungă paragină? De ce nu facem ceva? Că nu știu, spargem un perete și facem 10 locuri de parcare. Îmi spunea un cetățean de lângă. Dom'le, 10 locuri de parcare dacă le băgăm în hala asta și tot bine este. E un exemplu. Poate altcineva vine și spune facem o grădiniță. Poate altcineva vine și spune facem atelier meșteșugăresc. Putem găsi o utilitate pentru acea sau pentru acele clădiri. Ne uităm la internatele fostelor sau liceilor forestier, auto și nu numai. Sunt niște clădiri care sunt într-o stare de degradare, de la zi la zi, mai puternică. De ce le lăsăm să se degradeze? Oare nu cumva din același motiv din care lăsăm și piețele într-o stare deplorabilă? Știu eu, poate unii au gândit că poate fi o afacere interesantă. Locațiile sunt bune, sunt în buricul târgului, cum ne place să spunem. S-ar putea la un moment dat să fie vândute ca neprofitabile. Nu știu cu subiect și predicat, dar mă pot gândi la orice atâta timp cât văd că nu se întâmplă lucruri în sensul ăsta? Eu îți spun altceva. Dacă cineva este curios și aș fi foarte curios eu să văd un candidat la funcția de primar, să ceară o situație, de câte ori s-a reabilitat, să spunem, fostul cămin de la liceu auto. Și ce bani s-au cheltuit pentru reabilitarea aia și ce rezultate s-au obținut. Da, dacă vorbim de hârtii sau vorbim de faptic? De hârtii, fapte, bani. Dar faptic am văzut, am fost, am pozat, am postat, am văzut. Mă uitam, am fost ieri în cartierul acela de la ieșire din oraș, un frumos cartier și făceam o paralelă între ce înseamnă investitor privat și ce înseamnă, pe partea cealaltă, investitor public, administrația publică locală. Investitorul privat a făcut o linie dintr-un capăt în altul, frumos, gândită bine, cu parcare, cu culoare, cu acoperiș, cu același fel de termopane, cu ce. Venim în oraș, este exact capra de anul nou. Cât mai multe culori, dar este un bloc la zona 1 Mai, chiar mă uitam ieri de când plâng el, sus are un brâu cărămiziu, o parte albă, o parte galben și aia e fața orașului nostru. Ori nu se uită nimeni la treburile astea, nu ia nimeni măsură, nu ia nimeni atitudine în sensul ăsta. Vorbim de lucruri, dacă vreți, îmi spunea cineva, domnule, oamenii n-au avut bani să nu știu să facă. Stai un pic, vorbim de culoare aici. Cum l-ai făcut alb, puteai să-l faci galben. Cum l-ai făcut galben, puteai să-l faci mov. Deci nu vorbim de o cheltuială în plus. Vorbim de o linie care să fie de la un capăt la altul conformă cu certificatul de urbanist, conformă cu
puzul, cu pugul, cu tot ce vreți dumneavoastră. Ori în aceste documente... Și cum nu simți vizual. Da, dar pentru asta trebuie un specialist să meargă, să ia orașul la pas, să vadă despre ce e vorba și să înceapă punctual. Dom'le, facem acolo, facem dincolo. Haideți să... E intrarea în oraș. E intrarea în oraș, repet, e bună, dar doar pentru o perioadă de sărbători. Sărbători de iarnă, mă refer. Da, bine, acolo, cum să spun, avem târguri, avem de toate, iarna suntem da. În sărbătoare, vara. Deci cum e, vara Xanie și iarna Car. Exact, exact. Haideți să ne întoarcem acum spre programul dumneavoastră, că tot am vorbit despre ce nu merge bine. Haideți să vedem cum faceți dumneavoastră, cum propuneți ca lucrurile să meargă bine. Despre care punctezi, pentru că sunt multe și le putem lua de la un capăt la altul. Lucrurile, repet, ca să meargă bine, prima dată trebuie făcută o analiză corectă a tot ceea ce înseamnă aparatul administrativ cu societățile din subordine. De acolo fiecare în parte trebuie trimis. Repet, nu vreau să vă vorbesc de un proiect spune-mi sau un mega proiect. Spune-mi, cum vezi tu viitorul acestor societăți? Atâta timp cât cineva se va implica, adică primarul, se va implica cu adevărat în activitatea lor și că atâta timp cât te duci și te... Iarăși mă întorc la mediul privat, n-am cum altfel. Atâta timp cât ai trimis o echipă de lucrări și ai spus, ai plecat de aici, în cât timp ajungi aici și în ce condiții calitative aduci aici. În momentul în care nu s-au întâmplat lucruri corecte, iei măsuri, iei decizii. Deciziile clar nu pot fi decât cele mai drastice. Nu putem pierde timp. Că, domnule, știi, n-am avut cum și n-am avut oameni și n-am avut... Păi dacă societatea primăriei mi-a spus cineva o societate, nu mai știu, care nu vreau să vorbesc cu păcat, dar e una de societăți care are 3-4 juriști, nu știu, ceva de genul ăsta, și când au câte un proces, angajează o casă de avocatură. Păi la ce mai țin juriștii acolo ca să facă un contract? Ca să învețe de la casa de avocatură ca peste 20 de ani să poată reprezenta. M-ați întrebat ce facem. Acea societate trebuie să mai umblăm un pic la TESA, să mai cernem un pic TESA, pentru că avem nevoie de personal productiv. Dacă era o vorbă, unul cu sapa, doi cu mapa, nu? Haideți să implementăm, dacă vreți, sistemul privat în sistemul public. Adică, cum ai face la tine, la societate, XYZ? Un om care conduce o activitate și restul care sunt personal direct productiv. Dacă este invers, cu siguranță atunci calculele dau cu virgulă. Eu îmi permis să te contrazic. Vă rog. Deci eu cred că și până acum s-au implicat factorii decizionali în activitatea societăților. Adică, noi avem societatea X, nu dau nume. Bun, ia să vedem noi pe cine putem angaja acolo. 1, 2, 3. Și atunci avem cei 4 juriști despre care discutam. Da, stau degeaba. După aceea, cum să nu implicăm firmele private? Le-au implicat și până acum. Adică, eu aveam o lucrare pe societatea primăriei și chemam o firmă privată să o facă. Da, aveți perfectă dreptate. Da. Deci, discutam, despre ce vorbim aici? Discutam de cu totul altceva. Adevărat, dacă e o lucrare mare și trebuie să chem, spunem, ajutoare, cheamă și, da, știm amândoi că se întâmplă ca ajutorul să facă toată treaba și... Sub forma unei glume sau, mă rog, a unei ironii, lucrurile astea trebuie să înceteze. Este o certitudine că trebuie să înceteze, pentru că de asta, practic, suntem unde suntem. Tot perpetuăm și tot rostogolim acest bolovan permanent. Să știți, eu nu sunt de acord nici cu faptul că unele societăți sunt agreate, să spunem, să lucreze pentru OAT, pentru primărie, în timp ce alții trebuie să-și caute de lucru, știu unde, la Baia Mare. De ce nu încape toată lumea? Bun, știu, cunosc povestea cu SEAP-ul sau SICAP-ul, cum îi spune acum, da? Au câștigat, culmea, domnule, câștiga aceeași de fiecare dată. Ori chiar nu ne punem niciun semn de întrebare în toată ecuația asta? Problema este în felul următor. Poți câștiga foarte ușor în momentul în care ai datele despre ce se întâmplă. Cum, evident, în momentul în care un cai de sarcini se face așa cum trebuie, cum credeți că o societate venită
din celălalt colț de țară poate să facă o lucrare cu prețuri mai bune decât face o societate locală. Eu nu pot să înțeleg treaba asta. Avem cheltuieli de transport, avem cheltuieli de cazare. Organizare de șantier. Absolut. Da? Ceea ce nu are cel de aici din zonă. Deci, de asta treburile sunt, să spunem așa, un pic lăsate în voia sorții sau la voia întâmplării. De asta al doilea punct de pe ordinea de zi, apropo de ce facem ca să meargă lucrurile bine de pe ordinea de zi, de program. Este transparență în cheltuirea banului public. Haideți să dispară orice urmă de îndoială că se întâmplă sau nu lucruri. Pentru că până când nu arată cineva exact unde s-a dus fiecare leuț, este evident că sunt suspicios. Haideți să facem transparență, haideți să scriem pe un prompter mare acolo, 3 lei acolo, 2 lei acolo, și n-am decât eu să contest sau oricare să conteste. Cu siguranță vor fi tot timpul oameni nemulțumiți. Dacă ai luat la preț bun, nu trebuia să iei, trebuia să iei cealaltă. Dacă ai luat hârtie, trebuia să iei pixuri. Astea deja sunt treburi, de multe ori pot fi răutăți sau așa, avem niște, să spunem, pot fi oameni care sunt gică contra permanent. Nu-i bun așa. Dar atâta timp cât am pus pe site prețurile de achiziție, prețurile de, cu care se încheie contracte, termene de execuție, nu cred că mai poate nimeni să vină cu un reproș. Uite, spuneai de o firmă care vine de la București sau din Constanța sau de undeva și e greu să ofere prețuri bune. Uite, eu te contrazic. Raportul OLAF pe anul 2019 pe fonduri europene este acel instituție care cercetează cum s-au cheltuit banii europeni. Raportul OLAF spune așa că, și dau exemplu. Nu, ei nu prea dau exemple în rapoartele astea oficiale, decât foarte scurt, așa. Și că raportul de exemplu, investigația 3T Construct, clasată, un dosar clasat la DNA, dar totuși OLAF-ul, cere recuperarea prejudiciului de 6 milioane de lei. Firma spune că e din Piatra Neamț. Ea n-a fost în Piatra Neamț, ea a fost undeva în zona Girov, firma respectivă, era deținută între 2010 și 2014 de directorul de la Teldrum, Petre Pitiș. Apoi a fost preluată de altcineva, directorul comercial de la Teldrum, firma i-a intrat în insolvență, este în faliment, dar firma respectivă, care era la Girov, da, a câștigat împreună cu o firmă nemțească, s-au asociat de la Girov cu o firmă din Germania. Piatra Neamț, oraș nemțesc, au copiat de asta. Și au câștigat un contract de 19 milioane de euro fără TVA, pe 4 milioane de euro acolo, micuț contractul, cu compania Apaserv, dar nu din Neamț, ci din Satul Mare. Înțelegi? Da, bine, că firma a mai avut lucrări pe la Suceava și pe la... Artificiu, eu n-am nimic cu cei care sunt din altă parte și probabil sunt, pot fi societăți comerciale pe niște lucrări specializate în care nu le face oricine. Nu știu, vorbesc de utilajele pe care trebuie să aibă în dotare. Dar noi vorbim de treburile astea care de acum sunt rutină. Adică dacă acum 20 de ani se făcea E85-ul cu aproape, cred că, singura societate mare de profil care putea face lucruri și s-a făcut o lucrare foarte bună din punctul meu de vedere. La vremea aceea. Da? Deci se poate. Dacă se putea, atunci se poate așa cu ori. Acum nu mai e aceeași treabă. Dom'le, unde găsim un asfaltator? Găsești și local, găsești și zonal, găsești. Am dat un exemplu alături. Putem la orice investiție ne putem gândi la treaba asta. Nu mai sunt, nu vorbim de, dacă vreți, de gaz care probabil, sau de forat gaz, unde clar găsești două, trei firme în toată țara, că nu forez peste tot, nu forez în fiecare. Și una e la Piatra Bună. Bun. Să revenim, dar nu puteam să nu dau exemplu. Ăsta e proaspăt. Acum s-a făcut raportul public, raportul OLAF, și unul din puținele cazuri din România este asta. Sunt aceiași oameni care sunt la butoane de 30 de ani de zile și totuși sunt votați. Eu nu înțeleg care este. Știți ce mă gândeam? Până la urmă, clasa politică este de fapt rezultatul a ceea ce trimite electoratul în parlamentul local sau național. Da, și o spun și mi-o asum treaba asta, pentru că oamenii nu ajung acolo întâmplător, ajung în urma unui vot. Încă sunt oameni care spun că ai o furat, dar o-și făcut. Nu pot să înțeleg sintagma asta de nicio culoare.
Adică cum au furat-o? Dar, adică știm? Ce? Știm că s-a întâmplat. O fura și el acolo. Da. Dar o și-a făcut săracul ceva pentru noi. Deci, furtul a devenit o chestie aproape de normalitate. Știi ce îmi spunea un domn aseară în periplul electoral pe care îl făceam? Apropo de bani furați sau sifonați, eu zic, bă, dar la noi asta ne învață prima dată când începem să vorbim. Care-i prima zi poezie care m-a învățat-o? Zic, nu știu, cățeluș cu părul creț, fură, rața din cotet. Deci din start ne trimite acolo. Da, o fi și asta o problemă care ne duce cu gândul sau care ne programează genetic să nu fim tocmai corecți. Cred că ar trebui terminat odată cu acest flagel al indolenței, al cheltuirii haotice a banului public, să începem să punem osul la treabă toți, nu Enache, nu X, nu Y, toți să punem osul la treabă și să, în primul rând, să ne ținem de cuvânt față de cetățean, ceea ce propunem, ceea ce vrem să facem, într-adevăr punem în practică și atunci începe ușor, ușor schimbarea. Dacă toate vorbele astea pe care le povestim în campania electorală le mai auzim iarăși peste 4 ani de zile, un pic schimbate, pentru că o să ajungem probabil până când să facem acea centură ocolitoare a orașului, deja se discută de aeroporturi, de alte, nu mai e nevoie să mai facem asfalt, deja mergem cu avionul în excursie. Haideți să începem ușor, ușor, pas cu pas, să reașezăm piesele pe tabla de joc și să începem să facem mutări stabile, mutări corecte și atunci, cu siguranță, în spate vom vedea progres. Ciprian Enache, aș vrea să vorbesc acum cu părintele Ciprian Enache. Ai copii care trebuie să meargă normal la școală. Ții minte, acum o săptămână discutam și spuneai, domne, ce încă nu se știe exact. Dar nu se știe nici la ora asta, nu e nimic bătut deci, în cuie. Ia spune, care e aventura ta de părinte? Mai ai câte zile? 3 zile, da? A, mereu, da. Da, 3 zile și trebuie să înceapă școala. Aventura spune Ura, era un desen animat la care se uitau da, un copil. Era, da. E foarte complicat ce se întâmplă, e chiar o aventură. Nu știm mâine că vor începe cei de 8. Eu am clasa 8-a, am terminat. Ei trebuie teoretic să ducă la școală. Teoretic, da, practic nu știm. Deci nu am la ora asta o, știu, o discuție purtată cu cineva să spună clar, băi, de mâine merge în clasa aia, vom vedea 2 copii, 5 copii, 12 copii, 30 de copii. Nu, nimic nu e bătut în cuie. Am clasa 5-a, am clasa a 3-a, la fiecare aud altceva, la fiecare aud, bacă, fac pe jumătăți de clasă și jumătăți în unt, bacă, fac pe merg cu toții și scurtează. Nu, e complicat. Și ce se întâmplă? De fapt, ne creează o stare de incertitudine în ceea ce facem noi, părinții ulterior, pentru că toți avem joburile noastre, nu eu, Ciprian Enache. Toți părinții au, vorbeam cu o doamnă ieri în Dărmănești și spunea, ce fac eu, uite, sunt mici amândoi, trebuie să-i duc. Nu ne lasă. Trebuie să-i țin. Erau, cred că, undeva la preșcolar copiii. Eu trebuie să mă duc la muncă. Am rezolvat până acum, i-am ținut, unde i-am ținut, la bunici, unde o fi putut fiecare. Am avut concediu, o perioadă de vară. Ce fac de acum? Știi ce greu este să nu poți să dai un răspuns? Pentru că nu poți și oamenii așteaptă răspunsul. Ce pot să le spun eu? Doamnă, chiar am spus așa în glumă. Am 3, aveți 2, am putea face o grupă. Duceți-i la mine, că tot trebuie să stea cineva cu ei acasă. Dar asta așa ca să mai facem o glumă, să mai descrețim frunțele. Totuși, situația e ciudată. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu. Dar știu că parlamentarii sunt în teritoriu. De exemplu, la voi a anunțat cineva, măme, copiii vin la școală, vor primi măști, nu vor primi măști. Sunt stocuri, v-a anunțat cineva? Nu, nu sunt stocuri, din câte știu. Ce am vorbit cu cadre didactice. Cadre didactice sunt într-o ședință continuă. Vorbeam ieri cu o doamnă profesor și spunea că trebuia să ne vedem, stăm un pic de vorbă și a spus că a mai apărut o ședință în care la fel s-a discutat iarăși cum o să facem, ce o să facem, dar nu nimic concret. Sunt curios, apropo de ce spuneați dumneavoastră cu angajații din primării, care sunt pe teren acum, l-am măsurat tarlale, cred că și pe la inspectura se întâmplă aceeași treabă, de la vârf plecând. Tot văd inspectori generali pe stradă, se plimbă, povestesc ce bine o să fie și cum.
Stai și vezi acolo, pune punct cu punct și explică lui Enache cum își duce copilul la școală. Aia vreau. Aia vreau. Nu face nimeni treaba asta. Nu știu cum se va întâmpla, într-o formă sau altă. Deci, nimeni nu ne spune. Vor fi toate lucrurile necesare pentru nou an școlar în ordine. Vor fi, nu știu, va fi săpun la, acolo. Vor fi dezinfectanți. Unde? Cum? Sunt gata traseele. Am înțeles că se lucrează pe trasee, ca pe munte. Adică o vară întreagă n-au avut timp să discute treaba asta. Știm din aprilie, din martie că o să fie problemă și ne-am gândit. Toată lumea spunea, cred că din toamnă va fi înapoi. Bun. Era un lucru bun să moară virusul ăsta păcătos și să nu mai avem această problemă. Dar totuși, ca și măsură de backup... Din păcate el trebuie... o moară. Da, da, din păcate. Ca și măsură de backup, trebuia să stăm frumos la masa rotundă să vedem, domnule, dacă în aceleași situații, în aceleași condiții, cum vom face ca să fie bine. Și cred că trebuie să mai terminăm un pic cu politizarea a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vine eu politicianul și spun că o să fac traseele de la deal la vale sau vine contracandidatul și spune de la vale la deal. Nu. Trebuie acolo să stăm de vorbă cu cadre didactice care spun clar, domnule, pot să fac așa, uite așa îi pot împărți în clasă, uite de asta am nevoie, uite îmi trebuie dezinfectant, uite îmi trebuie săpun și ce alte nevoie mai au. Ei știu exact cum se întâmplă lucrurile în sala de clasă, ei trebuie să mă întrebați. Ne referim la învățământ. În orice altă activitate, în orice sistem, trebuie întrebați specialiștii. Dacă facem doar noi politicienii de la o masă rotundă, doar așa ca să dea bine și ieșim cu o declarație publică, spunem, am făcut eu un program sau am făcut eu o strategie de dezvoltare. N-am făcut eu, domnule, nimic. Eu doar cer să se facă o strategie și aduc specialiștii care trebuie să se ocupe de această problemă. Că ne putem da cu părerea, că putem discuta și noi, evident, cu expertiza pe care o avem. Haideți să nu mai încurcăm managementul, dacă vreți, managementul administrativ, cu acea sintagma omului bun la toate. Da, pentru că avem numai oameni buni la toate, peste da, tot. E o meteahnă. Toată lumea știe să facă totul. Da, așa e. Și când îl vezi pe câte unul, că vorba unui coleg de breaslă, conduce și tractor, și combină, și tren, și rachetă interplanetară, e și bun la achiziții, e și bun la toate, zici, doamne, de ce nu-l sanctificăm? Până la urmă, dacă avem asemenea oameni, eu zic că ar trebui sanctificați. Vorba aceea, găsești foarte greu, dacă sunt și așa de mulți, da, și întrebarea este atunci, de ce o ducem prost? De asta. Exact din motivul ăsta. Culmea, nici nu vor să stea de vorbă. Când sunt, domnule, uite un pic, aici nu-i bine. Asta mă, că știu eu. Păi dacă știi, rezolvă. Și ajungem iar peste 4 ani, supărați și amărâți și prăfuiți. Iar mergem în vălem peste 4 ani și le spunem oamenilor, domnule, peste 4 ani să aveți ce voi aici. Au situații corectă și concretă. Și o să vă curgă apă la robinete și vouă, poate măcar în 2024, că deocamdată curge un lichid. Asta se întâmplă în vălene astăzi. De ce? Cine e vinovat? Clar oamenii aia nu. Oamenii stau în chirie la primărie. Eu când mă mut într-o chirie, proprietarul se angajează să-mi dea niște facilități. Sau nu. Sau nu. Dar acolo știu că contractele sunt cu apă, cu canalizare, cu tot ce trebuie. Este o conductă care curge undeva în spate la viluțe de foarte mult timp. E spartă. Curge de foarte mult timp. Cine plătește apa aia? Domnul Bălănescu? Noi am făcut chiar... Păi plătim cu toții. Cum? Exact. Cu subsemnat. Noi am făcut chiar un reportaj acolo și curge. Am și arătat exact. Curge în continuare. Tot așa, nu? Da, bineînțeles. Poate chiar mai tare față de la reportaj. Știți că apare și o mică eroziune și tot mărește gaura. Da. De ce? De ce nu ia nimeni? Nu sunt bani. Cine a făcut lucrarea? De ce le-au făcut prost? De ce nu întreabă nimeni? S-a discutat de un mare proiect, un mega proiect la un moment dat. Vorbim de sume pe apa serv. Eu sunt curios ce s-a făcut cu banii ăia dacă încă băgăm cepuri de lemn în țeavă. Da, și se mai discută despre un nou program pe 200 și ceva de 200 de milioane de euro. Țineți minte cât circa a fost până când a reușit să ia cineva programul ăsta să-l implementeze? Pentru că banul câștiga cine trebuie, banul era președintele Consiliului Județean de unde trebuie, banul, și asta cred că a durat, nu știu, 4 ani, mai bine, da? Avem
Aceeași problemă, dacă vreți, cu groapa de gunoi la Girov, care este plină. Ea trebuia să o mai ducă încă o bucată, care este plină de gunoi neselectat. De gunoi sortat la grămadă. Sortat da? La grămadă. Da? Și așa mai departe. De ce nu ne gândim avem, la... Avem groapa de gunoi de la Roman, care nici acum de, nu este... De ce toată lumea stă bine, mersi. Da? De ce îmi puneți tomberoane pentru selectarea deșeurilor, da? Dacă voi le luați împreună. Și le luați la grămadă. De ce? De ce mi-ați contaminat cartonul? Pentru că îl putem da, cartonul. Deci, din treaba asta, nu trebuie să... Noi cheltuim o groază de bani, dar trebuie să știți că pot aduce venit, de fapt. Știți că pot fi atât de ieftin încât să rămânem cu bani în buzunar la final. Pentru că vă spun cu siguranță, oamenii ar fi interesați să plătească mai puțin și să pună selectiv sticlă, plastic, deșeu organic. Deșeu organic se duce la compost. Și e un lucru foarte bun, iar celelalte se pot duce către fabrice de reciclare. Știți că se pot face generatoare de curent din deșeuri, dacă vreți, Norvegia, cred, Spania, găsim, da? Suedia. Care funcționeze cu deșeurile. Exact, da. Și am un, n-aș vrea să intru în detalii tehnice, dar am unul dintre colegi care este cu noi pe listă, Costel Irimia, care știe proiectul de la A la Z și vrea să-l facă. El vrea să-l facă. Mai că i-am spus, bă, tu vrei să-l faci. Dar dacă n-ai un sfânt pe undeva, s-ar putea curentul ăla doar să-l pui la baterie ție. Pentru că așa se întâmplă. Poate are un sfânt nesantificat încă și... Nu are pe nimeni, dar asta ar trebui să vină primăria, spună, prietene, tu vrei să investești, dar cu ce te ajut eu? Ce trebuie să-ți dea primăria? Gunoi. Culmea, trebuie să-ți dea gunoi. Trebuie să-ți dea un deșeu de care de multe ori încearcă să scape. Vedeți cum se pot face? Ce faci cu curentul ăla? Dar îl poți da la instituțiile statului, instituțiile publice ale statului, da? La palatul administrativ al primăriei, al Consiliului Județean. Și acum mai vrem noi. De ce nu? Înseamnă gratis. Înseamnă gratis. De ce? Văd că se face acum un... Se vorbește de energie verde foarte bună, această lucrare care vrea să face, să duc cu panouri solare, lumină. E corect, e bine, e fain. Poate reușim să dăm și în sistem, să luăm și un bănuț înapoi, dar până la a da și până la a face, de ce nu le facem pe astea care, pe care le avem funcționale? Mergem iarăși în Văleni de foarte mult timp, nu mai știu, mi-a spus oamenii, dar de foarte mult timp acei stâlpi cu panou solar și cu becuri nu funcționează. Domnule, ne este frică să mergem pe stradă seara. Am întrebat de ce nu se poate duce careva acolo să schimbe becul, să schimbe dulia, nu știu, să schimbe bateria, ci trebuie schimbat acolo. Deci nu funcționează niciunul din acei stâlpi, sunt mulți. Și răspunsul a fost că este un proiect acum în implementare cu extindere a rețelei de iluminat public și este prinsă și zona Văleni. Bă, da, până îi pui lui ăla într-o lună, în două, în nouă, când îi reușești, pune un bec, un reflector de ăsta, pune ceva, omul să poată să vadă în noaptea pe unde calcă, să nu dea cu nasul în bordură, să nu calce în bălți când plouă, pentru că și aici avem o problemă, că tot asfaltul care se toarnă e drept dintr-o parte în alta până plouă. Când plouă ne dăm seama că de fapt este un fel de valurile Dunării și avem câte o băltuță peste tot. Și tot o tărâim prin casă și prin unde mai ducem. Poate este un mod de colectare a apei. S-ar putea, da, ca să mai recupereze apa servul din pierderile de la conduct. Da. Cipriane Nache, sloganul tău, oamenii pe primul loc. Pentru oamenii pe care îi pui pe primul loc, te rog să închei emisiunea de astăzi, făcând un rezumat al programului. Da, când am gândit sloganul oamenii pe primul loc, nu a fost întâmplător. Nu m-am vrut să mă refer nici la partea de construcții, nici la partea de, știu, lucruri pe care le promitem, cum spuneam, în fiecare campanie electorală și nu putem ține de cuvânt. Nu, eu chiar cred că trebuie să punem oamenii pe primul loc și asta înseamnă ca primarul să fie permanent în mijlocul cetățenilor, permanent să fie conectat la realitate, permanent să știe care este vocea străzii și atunci poate veni cu lucruri bune, cu lucruri benefice în sprijinul real al cetățeanului. Nu mai stăm la birou și facem un proiect pentru oraș, spunem, domnule, astăzi punem bănci sau mâine în tot orașul, pentru că la, nu știu, K10 au bănci, n-au tobogan. Hai să mergem cu... De ce punem oameni? Mergem, vorbim cu oamenii. Ei sunt... ancorați foarte bine în realitate, că ei trăiesc acolo și ne dau nouă mesajul pe care trebuie să-l prelucrăm și să ajungem în a face proiecte
care îi ajută. Nu neapărat care trebuie doar făcute pentru că așa s-a dat o dispoziție. Am găsit lucruri de astea în teritoriu, nu întâmplător, vă zic, de asta. La fel cum spune domnule, dar n-am coș de gunoi. Mai, ne-am mai făcut o bancă, dar am trebuit coș de gunoi aici. Bun, și zic, a zis la primărie, păi cui să spunem? Păi de ce nu spuneți? Pentru că ușa închisă. Vreau să am ușa deschisă pentru orice cetățean din acest oraș. Iarăși, atunci, în momentul în care informația ajunge la mine, eu pot să o gândesc, să discern, să chem o echipă, să trimit, să dau un termen de execuție sau un termen de o rezoluție în care trebuie să vină cu o soluție în problema pe care o ridică cetățeanul X, Y sau Z. Precesta, Dărmănești, Mărăței, Gara Veche și așa mai departe, Văleni, Bâtca Doamnei. Adică haideți să fim alături de oameni, haideți să fim lângă ei 4 ani de zile, nu o lună de zile în campanie. 4 ani de zile trebuie să fim permanent lângă cetățean. Asta înseamnă a pune oamenii pe primul loc. Haideți să le oferim un sistem de sănătate, deși din păcate primăria astăzi nu are prea multe de făcut în sensul ăsta, dar măcar s-ar putea zbate să încerce să ajungă în zona spitalului ca să aibă un cuvânt de spus, pentru că oamenii pe bună dreptate se supără, domnule, sănătatea lasă de dorit. Unde-i spitalul? În Piatra Neamț. Păi, papucii mamei lui de primar. Bun, primarul tocmai de ar trebui să zbată și să ajungă să aibă un om în Consiliul de Administrație, da, care să aibă un cuvânt de spus, ca să poți da socoteală cetățenilor când vin și te trag de mânicuță pe partea de sănătate. Discutăm de drumuri care se tot pasează între Consiliul Județean și primărie atunci când culorile sunt diferite. Nu mă interesează treaba asta. Mie mă interesează ca omul care stă în zona respectivă, dacă vreți zona care duce spre Izvoare, știți, cu toții știm marele circ, ba nu-mi dă X bănuți, ba nu-mi dă Y ca autorizație, ba nu știu ce. Dom'le, nu mă interesează, te-am trimis să mă reprezinți, n-ai decât să discuți și cu domnul Bălănescu și cu cine vrei să mai discuți și să găsești o soluție să-mi rezolvi problema, că nu mai pot circula prin strada asta pe care mă mișc zilnic. E un dezastru ce e acolo. Adică eu cred că vorbim de lucrări mărunte. Asta nu pot să intre ca și proiecte, să spunem, ale unui edil. Dom'le, ce o să faci? O să fac strada aia. Păi aia o faci cu aia în fișa postului, aia trebuia făcută de mult timp în urmă. De ce nu s-a făcut? Interese politice. Din păcate. Din păcate. Deci lucrurile pot fi, vedeți câte lucruri mărunte discutăm, care creează confort. Când în jurul meu am confort și când trec prin piața asta de aici și o să văd o altfel de organizare și știți la ce mă refer, ați mai și filmat de câteva ori dumneavoastră. Ne-am săturat, da? Noi de când. Da, am văzut venind niște domni care sunt în periplu electoral, au venit să numere cormorani pe aici. Dar noi am venit să spună, domnule, dar voi de ce lucrați în condițiile astea? De ce nu vă oferă nimeni un cadru corect și civilizat de a lucra? De ce sunt stați aici grămadă unii peste alte? Pentru că, uite, eu nu știu că 4 ani de zile am avut și eu consiliere acolo. Și nu m-a informat nimeni. Știți, cred că e foarte important consilieri locale să fie puși și ei la treabă. Nu mi se pare corect să mergi să lucrezi, să muncești o oră, să muncești între ghilimele, la ședința de Consiliu, să-ți iei acea indemnizație și pleci acasă, ba chiar mai vezi care spun, da, oare durează mult azi? Bă, dar iei într-o oră bani cât ia poate altul sărac într-o jumătate de lună. Măcar atâta lucru poți să stai, să te duci, să iei cu 2 zile înainte să discuți, nu toate proiectele, pentru că nu suntem buni și pe economic și pe juridic. Dom'le, dar măcar unul la care știu, mă uiți și întrebi, dom'le, de ce vrei să faci? Dar de ce nu facem? Adică hai să le dezbatem, hai să vedem dacă sunt corecte, da? Și după aia să le dăm drumul la lucruri. Nu, habar n-au ce votează. După ce au terminat și au votat, mă întreb eu, mai merg consilierii ăștia de la o ședință la alta pe stradă să vadă ce probleme mai apar? Sau primesc doar prin SMS o mesaj cu următoarea ședință? Ori ce fac ei pentru banii ăștia? Ridică mâna când spune șeful de partid? Da, cam așa merg lucrurile. De foarte multe ori, știm cu toții, vedem și în Parlament, sus sau jos. Nu, e o chestie pe care nu înțeleg. Păi, dar eu mă duc acolo trimis de cetățeni să fac cum cred eu lucrurile, pentru că asta le-am povestit. De ce m-au trimis cetățenii acolo? Dragii mei, eu vin, sunt bun, corect, frumos, fac treburile ok. După care ajung acolo și întreb pe colegul, cum facem aici? Păi, care e ideea? Așa este. Îți mulțumim pentru participarea la emisiune. Te așteptăm în continuare. Îți dorim succes, oamenii pe primul loc.
poziția pe buletinul de vot al lui Ciprian Enache este poziția 4. Și eu închei făcând o scurtă prezentare, așa cum o are domnia sa în pliantul electoral. Mă numesc Ciprian Enache, am 40 de ani, sunt antreprenor, căsătorit și am 3 copii. Prietenii merită o administrație locală care să se servească intereselor comunității, care să repare și să modernizeze orașul, care să ofere respect și care să pună oamenii pe primul loc. Oameni buni, facem o pauză de jumătate de oră și de la ora 11, o ediție specială a cafelei de dimineață. Deja putem spune că deja e prea multă cafea. O să punem zaț să fie acolo. De la ora 11, o ediție specială cu 3 invitați. Ne oprim aici deocamdată, facem o pauză, încărcăm bateriile și revenim. Cele bune! O zi bună, în continuare!